Bună ziua și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați dat curs acestei invitații, pentru că într-adevăr e un eveniment deosebit. Înainte de a vă prezenta această manifestare, vă invit pe toți să ascultăm imnul României. Îl invit pe Părintele Protopop Ioan Bârgoanu și pe colegii domniei sale să rostească o scurtă rugăciune înainte de a începe acest eveniment. Vă mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să ne ridicăm 2 minute durează această rugăciune, să ne ridicăm în picioare, vom face o pomenire a celor adormiți cu mențiunea că noi în Biserica noastră Ortodoxă și în toate bisericile, mâine vom face pomenirea eroilor și în special a celor care au făcut posibilă unirea patriei noastre, a României, să fie o Românie frumoasă și puternică. Pe 27 martie, împreună cu Basarabia, Ținutul Sfânt și drag al nostru, care astăzi este în conjunctura pe care o cunoaștem, dar ne rugăm la Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute să fim cu adevărat români. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de oființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte Protopop, binecuvântați! Dumnezeu Duhurilor și-a tot trupul care călcat moartea și pe diavolul ai surpaște lui viață lumii tale. Însuși, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor noștri, fraților, surorilor și celor care sunt adormiți pentru țara noastră, eroii neamului nostru românesc. În loc luminat, în loc de odihnă, în loc de verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, eroii patriei noastre și ai Basarabiei, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui celui fără de început și prea Sfântului și bunul de viață, Purgătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnica lor pomenire, vă mulțumim. Mulțumim și noi! Bine ați venit, dragi invitați, la simpozionul intitulat Unirea Basarabiei cu România, un miracol înfăptuit. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Onești prin Direcția Cultură și Tineret, Biblioteca Municipală Radu Roseti și Muzeul Municipal de Istorie.
Mă bucur că, în ciuda tuturor restricțiilor, putem fi împreună și astăzi să ne reamintim de acest eveniment important din istoria modernă a României. La 27 martie 1918 a triumfat adevărul istoric pentru poporul nostru și s-a realizat visul de veacuri de unire. Drept urmare, au fost create condițiile necesare pentru renașterea și întregirea spirituală a tuturor românilor. Revenirea Basarabiei în anul 1918 în spațiul românesc a asigurat pe parcursul întregii perioade de până în 1940 o renaștere națională și spirituală a românilor basarabeni. Astăzi, după 103 ani de la înfăptuirea Unirii, dorim să reamintim și prin acest eveniment generații actuale, măreția acestei realizări istorice și să retrăim împreună emoția și bucuria reîntregirii neamului românesc. Vă invit în continuare să ascultați alocuțiunile invitaților noștri prezenți astăzi la acest eveniment și, dacă tot veni vorba de invitați, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă spun că alături de noi l-avem pe primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină, care, deși are o zi încărcată, peste câteva minute urmează să intre într-o ședință de Consiliu Local și a făcut timp să fie prezent și să vă salute. Cred că e bine să-i și aplaudăm ca să mai dezmorțim puțin atmosfera. Bine ați venit, domnule primar! Alături de noi, chiar dacă online, dar cu sufletul și cu vorbele în minutele următoare, primarul municipiului Edi Nețu, un oraș înfrățit cu municipiul Onești, domnul Constantin Cojiocariu, care participă online. Vă salut, domnule primar! Bine ați venit la Onești! Chiar și așa ne bucurăm să fiți alături de noi! Părintele Protopop, preot Ioan Bârgăoanu, bună ziua și bine ați revenit la bibliotecă. Domnul profesor, haideți să aplaudăm. Domnul profesor Vilică Munteanu, care foarte, foarte mulți ani a fost directorul Arhivelor Naționale de la Bacău. Domnia sa este scriitor, cercetător, colecționar și cred că lista ar putea continua. Ne bucurăm să-l avem printre noi și o să aflați foarte multe lucruri interesante de la domnia sa. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și nu în ultimul rând, președintele filialei Onești a Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, Constantin Rusanovski, inițiator și colaborator al acestui proiect. Bună ziua și vă mulțumim că v-ați implicat în realizarea acestui eveniment. Aș dori să ofer cuvântul în minutele următoare primarului municipiului Onești, domnul Laurențiu Neghină, să vă adreseze câteva cuvinte. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc, domnul director. Doamna, deși eu cred că m-am auzit și m-a rămas. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director, pentru introducere și pentru prezentare. Nu voi intra în detalii legate de eveniment la specialiști de să facă acest lucru. Vreau doar să vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența. Vreau să-i mulțumesc domnului primar. Și-a făcut timp să fie alături de noi la acest eveniment important pentru românii, atât de la noi, cât și de frații noștri de peste Prut. Mulțumesc preacucernicilor părinți. Mulțumesc tuturor invitaților și în mod deosebit pot spune că mulțumesc tinerilor că și-au făcut timp, au înțeles importanța acestui eveniment și mă bucur să văd atât de mulți tineri prezenți alături de noi. Vreau să stăm alături de noi, trebuia să fie și domnul ministru Valerian Vreme, un om care este cu sufletul și foarte implicat în acest proiect, că nu a putut să ajungă, sperăm, este pe drum, sperăm să ajungă până la finalul evenimentului. Încă o dată vă mulțumesc și vă spun bine ați venit!
Mulțumim, domnule primar. Trebuie să mulțumim și doamnei profesoare de istorie Volmer, care s-a mobilizat atunci când a auzit că Biblioteca Radu Rosetti și Muzeul de Istorie organizează astăzi acest eveniment și iată, se văd rezultatele doamnei profesoare prin prezența dumneavoastră. Vă mulțumim. Însă este în sală alături de noi. Aș dori să ofer cuvântul primarului municipiului Ebineț, domnul Cojocariu. Bună ziua și bine ați venit la bibliotecă, la Onești, pe plaiul Românești. Bună ziua, dragi frați oneșteni. Se aude, da? Da. 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 Vă zic bună ziua de aici, de la Ebineț, un municipiu mai micut puțin decât Oneștiu, dar înfrățit deja de ceva ani cu Oneștiu. Nu am avut ocazia să-l cunosc până acum pe domnul primar, dar sunt sigur că trecem noi și peste acest element pandemic și regăsim timpul de a apropia oneștenii și în plan administrativ a noi administrații. Dincolo de acest lucru, dragi frați, zic lucrul ăsta fiind într-un asentiment cu cei ce trăia și trăiesc până în ziua de astăzi basarabienii într-un Grigori Vieru, care de fiecare dată spunea că a fost și rămânea a fi cel care de fiecare dată visa să treacă prutul. Noi visăm continuu să trecem acest prut, dincolo de impedimentele care mai sunt. Nu vorbesc de cele pandemice, vorbesc de cele administrative, granițe de divers tip și să ne regăsim într-un tot întreg la patria mamă. Eu vreau să vă transmit de aici, de la Ebineț, mesajul de salut pentru toți oneștenii. Vreau să fiu într-un asentiment cu dumneavoastră, mai ales în această zi, pentru că de obicei în anii anteriori găseam formule de ne regăsi fie la Onești, fie la Ebineț. Având mai mulți frați acolo peste prut, Oneștiu rămâne a fi unul din fratele cel mai apropiat sufletului și prin aceea că taică-l meu de suflet, așa îi spun domnul Rusanovski, pe care l-ați prezentat astăzi, rămâne a fi acea persoană care mai apropie și continuă apropie ceremaluri de prut prin relațiile pe care ni le-a a fost posibilă, grație dumnealui, să ne apropiem. De aceea vreau în special să mulțumesc domnul Rusanovski pentru faptul că încă continuă și are puteri să ne apropie împreună. Aveți grijă de el, pentru că eu cred că toate relațiile care sunt între Onești și deci datorează practic în foarte mult la sută anume dumnealui. Dragi frați, de dincolo de prut, evenimentul de astăzi rămâne a fi unul special și prin faptul că practic toți cei care au fost la bazele celor 103 ani în urmă sfatului țării de atunci, în mare parte își trag seva de aici, de la Ebineț. Vasile Stroiescu, președintele sfatului țării de atunci, deci este de aici, din zonă, de o zonă de 12 km de la Ebineț. Iomu Zugan, sfatul țării, secretarul, este de aici, de la Brânzeni. Nimijorce Panța Lipa, cel care a învățat aici la Ebineț, la seminarul tot teologic. Și probabil acest sentiment pentru noi este dublu, quadru, chiar triplu, quadru, chiar prin acești mari bărbați ai neamului, pe care astăzi se merită să-i menționăm și să-i menționăm prin faptul că fie s-au născut la Ebineț, fie au trecut prin școala ebinețeană. Eu vreau încă o dată să vă transmit mesajul de salut din partea administrației, din partea Consiliului Local Ebineț. Cu drag o aștept la activitățile ulterioare la Ebineț, inclusiv pe domnul primar și pe reprezentanta Consiliului Local, dar nemijloce cu domnul Rusanovski alături, pentru că el este tatăl nostru de suflet indirect și doresc un succes pe potrivă conferinței de astăzi într-o regăsire a românilor, chiar dacă impedimentele sunt cele care sunt. Cu drag pentru Onești și cu drag pentru România. Vă mulțumim, domnule primar, pentru cuvintele frumoase și sperăm să dăm mâna și să ne îmbrățișăm cât mai curând, să ne permită Dumnezeu și vremurile. Îl invit să spună câteva cuvinte și pe părintele protopop, Ioan Bârgovanu. Vă
Vă mulțumesc pentru invitație și încă o dată nu fac altceva decât cu prezența noastră să fiu reprezentantul preoților din această zonă. Să mulțumesc bibliotecii pentru invitație, faptului că suntem de față aici împreună cu domnul primar, cu dumneavoastră și mai ales cu tinerii. Și pe această cale online nu putem decât să salutăm pe toți cei care vizionează acum sau mai târziu acest eveniment ce ține de țară și de patrie. Indiferent de momentele pe care noi le trecem, referitor la această stare de pandemie sau de boală sau cum este ea catalogată, Biserica a trecut prin această perioadă acum 100 de ani. Și acest lucru s-a făcut vizibil în toate acțiunile care s-au desfășurat în zona noastră. Basarabia împreună cu Moldova și în special cu această zonă au făcut posibilă această unitate și această întregire a neamului nostru românesc. La acest act au contribuit, bineînțeles, ierarhii de atunci și preoții. Noi am avut aici în zonă preoți care au murit pe această zonă și unii dintre ei erau și din Basarabia, pentru că știm foarte bine războiul care s-a dat în anul 1916 în partea de sud a țării a slăbit foarte mult armata, toți s-au retras în zona aceasta, iar data de 27 martie a fost pentru noi a fost un imbold și un impuls cu totul deosebit. Însă să nu uităm anul 1917, atunci când pe Valea Cașinului și Valea Uituzului s-au dat în lunile august, începând cu lunile mai, iunie și mai ales august, atât de multe jefe, unii dintre ei sunt basarabeni. După cercetările pe care le-am făcut și aș vrea să-l salut în mod deosebit pe domnul primar, le spun că aici în zona noastră, la cimitirul din Poieni, la cimitirul din Oituz, unde avem peste 18.000 de adormiți, la cimitirul din Mănăstirea Cașin, pe toate zonele acestea și la Onești, ei au fost aduși de pe Valea Buciașului de la Bărâul Sărat. Sunt înmormântați basarabeni, sunt români ai noștri. Am avut doi cântăreți bisericești care au murit aici, unul este Ioan, care spunea Țărcovnicu, și celălalt este înmormântat la Poieni, care au luptat pentru patria noastră. Pe 7 noiembrie 1917, România primește o altă lovitură grea din partea, să spunem, Imperiului Sovietic Rus, pentru că ei ne lasă, să spunem, singuri, și zilele acelea au făcut ca pentru țara noastră zona aceasta să fie una de sacrificiu și cred că nu este zonă, dacă este să luăm tot Oituzul, să luăm zona Mănăstirii Cașin, unde este adevărat, acolo am suferit ceva înfrângeri. Numai într-o zi la Mănăstirea Cașin au murit 2300 de oameni și Cașinul curgea sânge, se înroșise de atâția oameni cât murise de ostași români care au murit. Ne-a ajutat Dumnezeu să facem o cruce acolo la 1200 de metri înălțime. Fântâna lui Ferdinand s-o refacem total, ne-a ajutat Dumnezeu, și o cruce într-o cinstea și pomenirea lor. Spun lucrul acesta pentru că sunt lucrări care le-am făcut împreună cu tinerii și salut aici pe cei care sunt împreună cu noi, cu aceste ATV-uri care de data aceasta nu au răscolit pădurea cum se învinuiesc anumite, să spunem, ONG-uri, ci chiar ne-au ajutat și am putut să reparăm aceste frumoase troițe, cum este cazul fântânii lui Ferdinand, la care aș vrea să ajung în cele ce urmează, de ce este importantă în legătura noastră cu Basarabia. Pentru că cei care pe 27 martie au făcut posibil acest eveniment de suflet, practic a fost o
să spunem, o ceva care a stârnit, a fost inima unirii țării noastre și a plecat din Basarabia, au făcut ca Basarabia să întoarcă, să spunem, spatele Imperiului Sovietic și Uniunii Sovietice, care începând cu 7 noiembrie au făcut să rămână o pată urâtă și rea și grea pe obrazul bisericii noastre. Numai din 7 ianuarie, de 7 noiembrie până pe data de 1 martie au murit în Rusia aproximativ 30.000 de clerici. Ca să vă dați seama ce crimă s-a întâmplat în legătură cu biserica. Sunt dovezi în sensul acesta, unii dintre ei au fost deportați, după ceea ce ne spune Alexandru Solzhenitsyn în Siberia, etc. Nu mai intrăm la toți cei care au făcut România și au fost în această, să spunem, unitate de unire cu țara, cu patria, cu România, au suferit în Siberia și aici am discutat în dese rânduri cu domnul Constantin Rusanovski. Lucrurile acestea nu se vor uita niciodată. De aceea cineva din călugării și din credincioșii care sunt pe această vale spuneau că noi toată zona aceasta suntem un antimis. Deci pe toată zona aceasta nu există metru pătrat unde să nu fi murit un român, că era basarabian, că era muntean, că era oltean, că era din alte zone, împreună cu o personalitate pe care aș vrea să o aduc în atenție și este Regina Maria, căreia îi port un mare respect pentru devotamentul pe care l-a avut față de patria noastră împreună cu regele Ferdinand. În 1916, regele Ferdinand spunea două cuvinte interesante când a fost instaurat imediat în primul comitet de regal, a spus celor de față, au spus că vrea să facă un drum, pentru că lucrul acesta nu se știe, pe Valea Cașinului este un drum de la Înțărcătoare spre Talâmba, un drum care este făcut la comanda regelui Ferdinand, și acest drum este făcut și unește cele trei provincii. Este vorba de țara Vrancei și este vorba despre Ardeal, acolo la Brescu și aproape de Soveja. Acest drum pietruit, la care invit tinerii să meargă până acolo, pe jos sau cu bicicletele, este ceva extraordinar să vedeți, un drum care nu s-a stricat. Și am mai zis ceva regele Ferdinand, a spus că va face această capitală la Brașov, la Sinaia. Și atunci toți s-au ridicat împotriva lui. Cum să fie lucrul acesta când noi acolo suntem vecini cu Austro-Ungarii? Ei, lucrul acesta s-a întâmplat. Vedeți ce înseamnă un rege cu o viziune foarte clară și pe la fântâna lui Ferdinand se găsește o placă. Vă invit să mergeți acolo și cei care ne ascultă, mergeți până acolo ca veți ce vedea. Este făcută de un inginer care a făcut acest drum, Gheorghe Lupu, și spune că visez în 1916, este placa de atunci, la o Românie unită și mare și să ne cuprindă pe toți și amintește de toate provinciile și acolo se amintește de Basarabia. Știu că n-am atins punctele acestea, am vorbit altă dată despre erari, despre preoții care s-au implicat, consider că le știm cu toții, dacă doriți să le facem publice printre materiale pe care le avem și le cunoaștem cu toții. Important aș vrea să vă spun că sunt o fire, să spunem câteodată, strani așa în ceea ce privește inițiativele și una dintre ele aș vrea să o fac acum de față cu domnul primar, pentru că îl văd un om credincios și este un om cu suflet mare. Aș propune, domnule primar, cu stima și respectul pe care vi-l port dumneavoastră și Consiliul Local, ca la intrare în Onești, la sensul giratoriu, să se facă un monument sau ceva care să amintească de această unire frumoasă a noastră cu Basarabia, cu Iedinețul și, bineînțeles, m-aș gândi să se facă și o unire frumoasă cu orașele pe care, sau orașul pe care îl avem în Franța, și acolo să se amintească de acest oraș, pentru că de multe ori el și alte orașe, cum este Cetatea Albă, au făcut să aducă pe această zonă mulți, să spunem, români adevărați, și în momentul în care se va traversa acest drum spre Mercurea Ciuc, spre Ardeal,
Maghiar sau spre Moldova, spre țara noastră sau spre Adjud, acolo să se vadă această frumoasă înfrățire pe care avem. Este o propunere pe care vă fac oficial și deschis. De ce spun acest lucru? Pentru că această zonă, și rețineți ceea ce am simțit eu în perioada aceasta centenar, în care am colaborat foarte bine cu cei care au făcut parte din această, să spunem, comisie, s-au făcut aproape 80% din toate cimitirile s-au reparat. Eu am o cinste, să spunem noi, Biserica Ortodoxă, suntem biserica care respectăm pe eroii neamului într-un mod deosebit, la care facem parte cu toții, fără ei noi nu am fi avut această România frumoasă. Dar să nu uităm, și am încheiat, că noi nu eram în această țară, nu era nicio cheie, nicio cheie nu era pentru deschiderea zilei de 1 decembrie, dacă nu era sângele care a fost pe această zonă a Văii Trotușului și, repet, Varea Uituzului, Varea Cașinului. Toate văile acestea au dat sute și sute de morți, numai ostași sunt peste 85.000. Vă dați seama, la Uituz avem atâția morți, atâția eroi care au murit. Noi am căutat cu ajutorul Dumnezeu să-i cinstim pe fiecare și facem acest lucru. Pe 1 decembrie, trebuie să vă spun, îi mulțumesc oficial și deschis domnului primar că a înțeles acest lucru și s-a făcut o cruce acolo, la intersecția aceasta care este cu Varea Cașinului și Varea Uituzului și spre zona aceasta. Este foarte important pentru noi să ne punem repere de spiritualitate și de credință ortodoxă și totodată de românism adevărat. Pentru că noi suntem români și acest lucru trebuie să se știe. Eu cred în Dumnezeu, dar cred în credința strămoșilor mei, pentru ca să se păstreze această credință ortodoxă, au murit preoți și, bineînțeles, sute de ostași români. Sunt onorat de invitație, domnule director Ionuț, și îl salut în mod deosebit pe domnul Virică Munteanu, pe care îl consider un prieten, îl salut pe domnul Rusanovski, bineînțeles, și pe domnul primar, care îl văd aici în forma aceasta online. Nu am ajuns decât oficial, n-am ajuns, dar am ajuns cu niște preoți netineți, am trecut pe acolo și nu numai acolo, la Cetatea Albă m-am întâlnit cu oficialități bisericești din zonă, le cunoaștem și sunt puțin trist, adevărat, că acolo o cruce care a fost la nisiporenia noastră nu ne mai aparține. Acest lucru trebuie să se știe, că noi am contribuit acolo la acea cruce. Nu intru în detaliul acesta, oricum este bine că este o cruce, că se face rugăciune și se face slujba acolo. Îl susțin pe domnul primar în ceea ce a spus referitor la domnul Valerian Vreme. Da, este adevărat, un om care a susținut românismul în zonă. Ne bucurăm cu ajutorul lui Dumnezeu să vină și el să ne spună un cuvânt și dumneavoastră tuturor, mai ales tinerilor, vă mulțumim din suflet, pentru că simțiți românește și noi simțim ca basarabii în Basarabia, ne simțim. Eu nu simt moldovenește. Eu n-am termenul ăsta în sufletul meu. Să mă ierte oricine spun acest lucru. Eu cred în Basarabia, cred în Bucovina, cred în România noastră sfântă și dragă și vă mulțumim. Mulțumim și noi, Părintele Protopop. Îl invit alături de noi să ne împărtășească din experiența domniei sale pe domnul profesor Vilică Munteanu. Bine v-am găsit la mine acasă. De ce spun la mine acasă? Pentru că sunt aici. În două vorbe, absolvent al liceului actualmente Moisil, fost liceu numărul 1, pe actul meu de naștere scrie Borzești. Pentru voi tinerii care n-aveți unde să mă cunoașteți. Suntem la o aniversare. Bine ai venit, Cornel. O frumoasă aniversare. Unul dintre momentele cruciale din istoria neamului românesc. Dacă la 1812 din trupul Moldovei era ruptă o bucată
mare de pământ, cea dintre Prut și Nistru, în urma unor negocieri care încălcau tratatele încheiate între țările române, respectiv între Moldova și Turcia și Țara Românească și Turcia, Imperiul Țarist, luând acest teritoriu, iată, după 106 ani, avea să se întoarcă rata. Nu o să intru în amănuntele premergătoare foarte mult. A fost, așa cum spunea și părintele, primul război mondial, războiul care pentru noi, pentru români, înseamnă războiul întregirii neamului și aș vrea ca, în primul rând, voi, tinerii, să înțelegeți ce înseamnă aceasta, întregirea țării. Țara, la sfârșitul anului 1918, avea să fie în linii mari, în granițele naturale ale poporului român. Este foarte adevărat că în zonele de graniță sunt amestecurile de populații de o parte și de alta și nu se poate creiona așa cu exactitate, dar o anumită toleranță există. Dezastrul produs în economia acestui prim război mondial prin Revoluția Bolșevică din Rusia, mișcările sau, mă rog, acțiunile nu tocmai ortodoxe ale armatei rusești în vara anului 1917. Acel armisticiu pe care l-a făcut România cu puterile centrale în toamna anului 1917 au avut niște urmări. Desprinderea Basarabiei din Imperiul Țarist, formarea în anul 1917 a Sfatului Țării, care și-a luat în propriile mâini soarta Basarabiei, aveau să conducă spre ceea ce avea să întâmple în 27 martie. Întâi, imediat în ianuarie, în ianuarie 1917, armata română, condusă de generalul Prosteanu, intră în Basarabia tocmai pentru a asigura un echilibru, nu pentru a forța. Deci, de ce? În Basarabia erau multe rezerve, pentru că România a intrat în război aliată și cu Rusia și multe din rezervele strategice în urma retragerii din Muntenia au fost duse în Basarabia și nu puteau fi lăsate pe mâna armatei rusești. Din această cauză intră generalul Brășteanu și asigură un echilibru în Basarabia. Întrunirea Sfatului Țării, transformările care s-au produs până în martie, nu insist asupra lor. Cert este că Sfatul Țării la 27 martie, întrunindu-se, hotărăște unirea Basarabiei cu patria mumă.
O să întorc puțin. Sfatul Țării s-a format în anul 1917, cel care și-a luat rolul de a conduce, și o să exemplific și cu câteva piese de medalistică, de numismatică. Aceasta este o monedă din argint de 100 de lei, bătută în 2017, la 100 de ani de la înființarea Sfatului Țării, stema Republicii Moldova și Palatul Sfatului Țării. Coșteanu. 27 martie, actul de unire în a Basarabiei cu România și steagul Sfatului Țării. Fruntașii, dintre multele personalități care au contribuit în vârful piramidei, Pantelimon Halipa, Ioan Enculeț și Ioan Buzdugan. Membrii ai Sfatului Țării și o medalie, o alegorie, unirea Basarabiei cu România, în partea dreaptă, chipul Basarabiei, o fată frumoasă care are în păr struguri, într-o parte, în cealaltă parte plante, mă rog, frunze de diverse plante, iar în partea stângă este o horă A, formată din trei fecioare. Ca să mergem tot pe partea de marcare a evenimentului, în simbol de metal, în 2018, la 100 de ani de la înfăptuirea actului respectiv, Banca Națională a bătut o serie de monede, aceasta din aur de 100 de lei, din argint de 10 lei și din tombac de 1 leu, iar ca valoare circulatorie de 50 de bani. Aceasta probabil unii dintre dumneavoastră o aveți pe acasă sau o mai primiți rest la un magazin. Încă am mai văzut prin comerț. La Chișinău, tot în 1918, în 2018 a fost bătută această monedă de 1000 de lei moldovenești din aur. Ce aș vrea să vă reproduc câteva chestiuni din presa timpului din Basarabia imediat de după unire. Deci pe 30 martie un ziar scria: după un veac și mai bine de robie, în care s-au întrebuințat toate mijloacele unei puteri guvernamentale imense pentru a-i sfârma caracterul și individualitatea națională, poporul român din Basarabia pășește în chip liber și puterea hotărârilor interne la unirea cu țara mamă, de care a fost vremelnic desfăcut. Actul de la 27 martie, săvârșit în Adunarea Națională a Basarabiei, este consacrarea cea mai evidentă a puterii
de viața neamului românesc, care, îndată ce evenimentele au îngăduit libera manifestare a conștiinței sale naționale, s-a arătat în măsură să biruie toate piedicile interne și externe, să evite toate amăgirile și să ne dea nouă înșine și lumii dovada că nimic nu este mai presus de voința sa de a trăi conform necesităților sale vitale. Unirea Basarabiei cu România a fost și este străină de negociațiunile cu imperiile centrale, cu cât nu îi se poate atribui vreun caracter compensativ. Deci nu a fost o negociere dintre a marilor puteri, ci voința românilor din Basarabia de a se uni cu țara. Câteva secvențe, iarăși e zi de sărbătoare. Primeniți-vă sufletele de orice durere și patimă. Îmbrăcați tot ce războiul v-a lăsat mai bun în căminele voastre. Înălțați rugi fierbinți de mulțumire către Atotputernicul, care, în mijlocul durerilor noastre trecătoare de astăzi, ne-a trimis o duioasă rugă de mângâiere din partea de unde soarele răsare. Pentru basarabeni, soarele, așa cum mai târziu plastic avea să spună poetul Adrian Păunescu și despre alții, soarele răsărea de la București. Și încă o chestiune, ca să nu vă rețin foarte mult. Legământul de la Chișinău s-a pecetluit înaintea lui Dumnezeu și a suveranilor noștri cu sfânta pecete a credinței strămoșești. Sau în același lăcaș în care acum jumătate de veac și mai bine s-a prăznuit întruparea mamei la care vă alipiți astăzi. Se referea la unirea de la 1859. Iată câteva mărturii la cald, deci la apărut în ziar la 3 zile după unire. Este legea prin care Basarabia intră în componența României și după actul unirii, știm de la Chișinău, au urmat celelalte două momente, respectiv unirea Bucovinei la 28 noiembrie 1918 cu România și marele act de la 1 decembrie, când Marea Adunare Națională de la Blaj hotărăște unirea pe veci a Transilvaniei și celorlalte teritorii, Banatul, Crișana, Maramureșul, cu România. Tratatul de pace de la Trianon, o plachetă cu semnatarii tratatului de pace de la Trianon, Nicolae Titulescu și doctorul Ioan Cantacuzino, marchează semnarea acestui tratat de la Trianon. Tot tratatului de la Trianon este dedicată o medalie foarte frumoasă în două variante, bătută la Monetăria Națională anul trecut, având pe avers o scenă din tratativele de pace, reprezint câteva personaje participante la tratative, și pe revers harta României întregite. Aceasta este varianta din argint și certificatul de autenticitate și varianta din tombac. Vreau să vă spun o scurtă poveste
A ceea ce s-a întâmplat anul trecut, acest tratat de la Trianon, care pentru, și o spun în calitate de istoric, fără niciun fel de conotație politică ori altceva, pentru Ungaria, tratatul de la Trianon și data semnării de tratatului înseamnă zi de doliu. Din păcate, anul trecut, pentru care erau pregătite niște activități care să marcheze semnarea pe 4 iunie 2020 a tratatului de pace, prin care se consfințeau granițele dintre România și Ungaria, în principal. Au început pregătiri și a să publica anumite cărți, a să tipări o serie de pliante, de timbre, aniversare și așa mai departe. Deodată apare un stop. Timbrele tipărite la nivel de câteva sute de mii au fost topite. În legătură cu placheta care v-am arătat-o mai devreme, aceea a fost comandată de președintele societății Doru, Societatea Doru a Românilor din Statele Unite, și intenționau ca pe 4 iunie să se întâlnească un grup de români la Trianon, să fie lansată placheta și depusă în panelatul de la Trianon o urnă cu fragmente de țări de pământ, deci cu pământ din provinciile românești. Ministerul de Externe a stopat. Mai mult decât atât, a fost interzisă participarea vreunui român în ziua de 4 iunie 2020 la Trianon. V-am arătat această medalie. A fost bătută la Monederia Națională. Ea trebuia să fie bătută înainte de iunie. Normal, pe 4 iunie ea trebuia să fie lansată. A fost bătută într-un tiraj foarte mic. Cea din argint în 90 de exemplare, cea din tombac în 60 de exemplare. Din fericire, colecționar fiind le-am pe amândouă. Tot ce arăt aici sunt din colecția personală. Și a fost lansată mai pe șest, fără niciun fel de tam-tam, distribuită celor care au comandat. Când? În august. Nu încerc să fac o critică nimănui, dar noi, românii, trebuie să fim drepți. Să stăm drepți în fața oricui și nu să aplecăm capul pentru că ordonă sau dorește cineva ceva. Certificatul de autenticitate al celei de-a doua medalii. Apoi, prin această lege din 1922 se stabilește, este în urma tratatului de pace prin care se hotărăște, adică conferința de pace de la Paris recunoaște apartenența Basarabiei la România, în componența României. O medalie, o plachetă rară,
Vă spun absolut în cunoștință de cauză, știu de, de existența a încă două exemplare în țară, în afară de aceasta. Plachete reprezentând încoronarea regilor la Alba Iulia în 1922, octombrie 15, regele Ferdinand și regina Maria. Aceasta are 80 de milimetri în diametru. Același desen îl găsim pe o insignă de 25 de milimetri bătută în bronz. Aceeași imagine micșorată, după cum vă spuneam. Regii, regina Maria și regele Ferdinand, întregitorii României, tema României în perioada 1923-1938, perioada interbelică, cea mai mare parte a perioadei interbelice. Simbolurile heraldice ale principalelor provincii românești, iar în centru este harta României întregite. Sub care este acea deviză, etern uniți, chiar și împotriva tuturor. Din păcate, a venit momentul 1940, răsturnările, schimbările și tot în calitate de istoric și cu responsabilitatea cuvântului pe care îl spun, Carol al II-lea, în momentul când i s-a prezentat ultimatumul, s-a transmis ultimatumul din iunie 1940, a cedat. A acceptat ultimatumul. O chestiune despre care foarte puțin știu. Un mare istoric, din păcate prea devreme plecat dintre noi, Gheorghe Buzatu, prin anii 90 și ceva, când a fost o scurtă perioadă de deschidere a arhivelor de la Moscova, a găsit în arhive un plic nedesfăcut din vara anului 1940. Și cu asta o să închei. Pe plic, plicul era adresat comandantului unității, sau mă rog, structurii militare care trebuiau să intre în Bucovina de Nord și Basarabia, ce spune acolo? Se va deschide în situația în care românii nu acceptă ultimatumul. Până la Gheorghe Buzatu nimeni n-a deschis acel plic. Ce scria înăuntru? În situația în care românii nu acceptă ultimatum, opriți acțiunea. Iată, avem de-a face și cu asemenea momente în istorie. Am trecut puțin de granița a ceea ce înseamnă unirea Basarabiei cu România, dar momentul este absolut superb. A fost prima provincie din afara granițelor de atunci care se alipește României, se unește. Chiar în condițiile în care am toată stima, toată considerațiunea pentru regina Maria, este ca personaj feminin departe prima într-un top, să zicem altfel, al personalităților românești, dar ea nu a avut sufletul, n-a avut o bucurie, pentru că pierdea, mă rog, bunicul ei fost țar, era, avea sânge rusesc. A trecut peste aceste momente. A făcut, a acceptat această unire, a mers apoi cu celelalte momente,
încoronarea și toată stima, toată considerațiunea ce a făcut Regina Maria și după aceea, pentru că fără intervenția ei subtilă în cadrul anumite personalități în timpul tratativelor de pace, conferințe și așa mai departe, nu cred să se fie ajuns ca Europa, sau mă rog, lumea, să accepte situația care s-a realizat în urma întregii conferințe de pace de la Paris. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule profesor Vilică Munteanu, și îl invit alături de noi să ne vorbească pe domnul Constantin Rusanovski, președintele filialei Onești, Asociației Culturale Pro Basarabia și coorganizator al acestui eveniment. Vă rog, domnule Rusanovski. Mulțumesc. Vă rog să-mi permiteți pentru prima fază a prezentării mele să acceptați să ținem un moment de recolegere, pentru că săptămâna trecută a mai plecat dintre noi un basarabean, un mare român, o enciclopedie a neamului românesc, publicist, scriitor, poet, dar în primul rând a fost cel care a ținut drapelul neamului românismului în Basarabia prin publicația de cultură și artă Literatura și Arta de la Chișinău. Nicolae Dabușa. Da, vă mulțumesc. Și pentru că și dumnealui a fost de nenumărate ori. Sau de cred. E nevoie de microfon. E nevoie? Da. Tot anul trecut, nu acest an, s-a mai stins o valoare a neamului românesc, un mare român, un om deosebit de cultură, tot basarabean, tot de la Chișinău, care ne-a vizitat foarte multe ori la Onești aici, cu diferite ocazii asemănătoare cu cea de astăzi și nu numai. E vorba de lingvistul Vlad Cohilă. De asemenea, este o pierdere pentru mine, pentru că mi-au fost prieteni dragi, mi-au fost musafiri atât acasă, cât și în municipiul Onești de multe ori. Pentru aceasta am ținut să încep cuvântul meu cu aceste două nume, cu acest moment tragic care s-a produs în istoria neamului românesc, recentă dispariția dintre noi, unui mare român. Și acum vreau să-i mulțumesc Osică Cojocar, mai este. S-a intrat într-o altă ședință. A făcut? S-a intrat într-o altă ședință. Da. Vreau să-i mulțumesc pentru elogiile, cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Cojocarul, băiatul meu de suflet, ca să zic așa, în afară de faptul că este un primar de stoienic, a transformat orașelul meu natal, l-a transformat dintr-un turbușor într-un municipiu în timp de 4 mandate. Este și profesor de limbă română la Liceul Mihai Eminescu din Iedineț, plus de asta este un român deosebit, un român de mare ținută morală, pentru că, virgulă, gândește, trăiește și muncește pentru, numai pentru neamul nostru și pentru spiritul emancipării neamului nostru. L-am cunoscut mulți ani în urmă și de aceea nu pot să nu îi mulțumesc pentru ce a spus, pentru că împreună cu el, acolo, la Iedineț, în inima Basarabiei, în partea de nord a Basarabiei, cea mai, nu știu cum să-i spun, socialistă, ca să ne zic comunistă, partea Basarabiei, el supraviețuiește ca primar independent, în pofida tuturor celor din jurul lui, raianilor din prejur, care au primari socialiști. Pentru aceasta îi pot stimă și considerație că a știut și a putut să nu se lase copleșit de politică și a mers pe principiile care îi conduc conștiința.
Pentru asta îi mulțumesc. Nu știu dacă o să audă ce am spus, dar el știe ce știu eu despre el. Și aș vrea să vă spun că nu îl cheamă Cojocari. Eu îl cheamă Cojocari, fiți atenți, dar de fapt el prin naștere, prin părinții lui, e Cojocaru. Dar știți ce a făcut rușii cu numele de familie a românilor noștri de acolo. Și acum, dacă am să pun microfonul jos, s-aude? Ia să vedem. Da, s-aude. 27 martie, o zi astrală în istoria neamului românesc. Așa am intitulat eu cuvântul. La 1812, populația din stânga Prutului a fost brutal despărțită de fraților din Moldova istorică. Astfel, țăranii, populația din Basarabia, și-am deschis o paranteză, denumire adoptată de Rusia pentru întreg spațiul dintre Prut și Nistru, ocupat la 1812. N-am mai avut de unde afla ce se întâmplă peste Prut de la 1812 în continuare. Pentru că atunci au apărut granițe pe Prut, păzită de cazaci ruși pe partea Prutului, pe partea stângă a Prutului, dar și pe partea dreaptă a Prutului. În mintea și în inima lor a rămas doar numai ce a fost înainte de 1812, când erau aceiași cu fraților moldoveni de peste Prut, acum ei rămânând nedumeriți când au aflat că aceștia se numesc români. De ce oare? Între timp, la 1859, se cunoaște că principatele române se uniseră și apăruse un nou stat care se chema România. Agenții de rusificare, când vorbeau despre români, aveau tot interesul să inventeze deosebiri între moldoveni și români, înfățișându-i pe aceștia ca fiind un neam lipsit de virtuți, căutând astfel să ucidă în sufletele moldovenilor orice năzuință de a apropia de fraților de dincolo, de a se apropia de fraților de dincolo. Aceasta era starea de spirit a țăranului basarabian, creată de ocupantul rus timp de peste 100 de ani, care a avut ca obiectiv principal rusificarea și deznaționalizarea populației băștinașii, românii basarabieni. Primul război mondial și revoluția din Rusia de la 1917 au condus la căderea și destrămarea Imperiului Țarist și instaurarea regimului bolșevic, care prin vocea lui Lenin a declarat dreptul la autonomie și autodeterminare a tuturor popoarelor ce au făcut parte din Imperiul Țarist. De altfel, singurul lucru bun care l-a făcut și acest criminal al istoriei care se chema Lenin. Mirajul acestei autonomii a contribuit în mare măsură la întreținerea unei stări de agitație în rândul maselor din Basarabia. Drept urmare, fruntașii naționaliști moldoveni au început o vie propagandă pentru autonomie, care de fapt era forma de tranziție ce a constituit primul pas spre unirea cu România, ce avea să fie înfăptuită numai după câteva luni, la 27 martie în 1918. Aș vrea să vă spun aici că în rândul populației, cei care au fost drapelul, stindardul acestor idei, au fost fii de țărani, nu neapărat țărani de al de bunicii mei de acolo, din Basarabia, au fost fii de țărani care au reușit, având mijloace materiale mai bune, să facă studii la Petersburg, la Dorpat, în Estonia, chiar și în România, la Iași. Și s-au constituit în intelectualitate. Erau de tot și de fapt, cu adevărat cuvânt, erau intelectuali în cei care în Basarabia au preluat această, idee deosebită care a convenit popoarelor care fusese în regimul subordonat de țarismului și, ca dovadă, au pornit mai departe. De fapt, acest lucru au constituit o formă de tranziție, fiind primul pas spre unirea cu România, ce avea să fie făptuită. Basarabia s-a unit cu România cea din tâi, în cele mai grele momente din viața poporului român. La începutul anului 1918, trei sferturi din țară, din România, era cucerită de germani. Bulgarii ocupaseră Cadrilaterul și se pregăteau să pună mâna pe Dobrogea. Răpind țării,
singurele căi de respirație, cum ar fi Marea Neagră și gurile Dunării. Austria înainta prin nordul Basarabiei, intenționând să formeze ei un nou stat, Ucraina. Nu s-a întâmplat, așa l-a format Uniunea Sovietică, Rusia. Rămăsese liberă doar Moldova, cu capitala la Iași, unde erau îngrămădite armata, autoritățile, guvernul, refugiații din provinciile ocupate și trupele ruse de pe teritoriul României, bolșevizate, care ardeau și jefuiau tot ce întâlneau în drumul lor de retragere spre Rusia. În aceste condiții deosebite, unirea cu țara mamă a fost cea din tâi rază de mângâiere care a venit să lumineze întunericul vieții de atunci a poporului român. Dușmanii Unirii au căutat să speculeze starea precară a României pentru a descuraja astfel fruntașii naționaliști basarabeni și a induce o stare de deprimare în rândul populației. La est se forma statul Ucraina Sovietică, nord-est, unde elementele antiunioniste din Basarabia au găsit un sprijin deosebit în tendința de a bolșeviza provincia și a înlătura regimul românesc din Basarabia, emițând chiar pretenții teritoriale. Cu toate acestea, în primii ani de după Unire, sămânța otrăvitoare numită bolșevism, aruncată în Basarabia, nu a dat roadele așteptate. Anarhia nu a prins rădăcini pentru că puterea de viață a poporului român și responsabilitatea conducătorilor în frunte cu Casa Regală, regele Ferdinand și regina Maria, a fost mai presus de împrejurări și au înfrânt primejdea ce se numea bolșevism. Generația Unirii, constituită în sfatul țării, susținută din populație, a învins. Unirea Basarabiei cu țara mamă s-a realizat. E drept, pentru doar 24 de ani, după care ciuma roșie, cum îmi place mie să-i spun, liniuță URSS și-a atins în 1944 din nou scopul, Rusia Mare, având în componența sa și beata Republică Socialistă Sovietică Moldovenească, alias Basarabia noastră dragă. Fără acei 24 de ani de unire în Basarabia, despre românism s-ar fi putut vorbi doar la timpul trecut, astăzi. N-ar mai fi știut nimeni că populația aceea este de sorginte română, este aceeași cum era în partea cealaltă, în Principate, deci în România, stat nou înființat. Eu, ca persoană, fac parte din trecutul recent, la cei 77 de ani, 78 de ani, bolnav cronic de unionism, dar mai sper încă să mă fac bine cu leacul miraculos numit Unire, din nou. Astăzi Basarabia este ca un copil furat de la sânul mamei și apoi abandonat care nu-și cunoaște istoria. Despre Republica Moldova se spune că ar fi al doilea stat românesc. Așa sunt și în presă, și la televizor. Dar dacă privim în trecut, ținând cont de sacrificiile făcute mai bine de două secole, acesta nu ar putea fi al doilea, ci chiar primul, așa cum a fost atunci, în martie 1918, când a făcut totul ca din două țări, una mică și alta trucheată, să facă o țară mare, așa cum au dorit-o înaintașii noștri. Între 1940 și 1944, al doilea război mondial a forțat România să plece din Basarabia, dar pentru unii dintre noi, ea nu a plecat niciodată, printre care mă regăsesc și eu. Basarabia, de te-ai uita să se usuce dreapta mea. Mulțumim, domnule Rusanovski, pentru cuvintele frumoase și emoționante. Vă rog să mai permiteți, pentru că am vorbit de Nicolae Davija, nu pot să trec peste câteva citate din cărțile pe care le-am, cu dedicație sau fără dedicație, primite la domnia sa, și să amintesc. Am aici două citate. Să ne reamintim literele documentului Măreț Actul Unirii, unul dintre cele mai importante care s-au scris vreodată în limba acestui popor milenar și care a răsunat la 27 martie 1918 la acea ședință istorică a statului țării. Și am să-i dau citire, pentru că acolo nu se vede bine.
În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară Republica Democratică Moldovenească Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru și Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă din Rusia acum 100 și mai bine, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani, din timpul, din trupul vechii Moldove, în puterea ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldovei, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului dreptului istoric și dreptului de neam, din cauza ochelară, nu să știți că mi s-au aburit. Pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și întotdeauna se numește, se unește cu mama sa, România. Așa gândea acest Nicolae Dabija, care s-a stiet dintre noi. Mulțumim încă o dată! Vreau să vă spun încă ceva. Din ce vedeți acolo, Generația Unirii, toți acei bravi oameni, acei oameni care au făcut să se producă acest miracol, unirea Basarabiei cu țara, să știți că au avut o soartă tristă, tristă, tristă. În 1940, când ursul de la răsărit a năvălit și a ocupat Bucovina și Basarabia, a început vânătoarea și a vânat unde și-a găsit loc de vânătoare, în Basarabia, și cei care erau hăituți au fost membrii Sfatului Țării, cei care fac parte din Generația Unirii. Toți cei care au semnat Actul Unirii, să știți că au avut o soartă tristă. Majoritatea dintre ei au sfârșit în gulagul rusesc, începând de la Donbass până în Siberia, iar cei care au reușit să fugă în România, atunci în 40, au sfârșit în lagăr, în închisorile de renume Negru, Sighetul Marmației, Aiud, lângă Aiud. Gherla. Acolo, da, mulțumesc, acolo și-au găsit sfârșitul. Unul singur a reușit să scape din ghearele sovietismului. Acela a fost Anton Crihan, care a reușit în 47 să fugă în America și a trăit până mult, mult și bine, chiar până în 98, dacă nu mă înșel. Deci a avut o soartă mai, a zic așa, mai bună. Am avut ocazia să văd unde este mormântat Pantelimon Halipa, unul dintre fruntași, care de altfel îi poartă, al cărui nume îl poartă și Asociația Culturală pro Basarabia și Bucovina, nu întâmplător. Am fost la mormântul lui Vasile Stroiescu în București, un cel mai mare mecena de acum, Bionast. Marele mecena care și-a închinat toată averea, este de alături de locul unde m-a născut, și-a închinat toată averea prosperității și emancipării tineretului român, atât din Moldova, din Basarabia, cât și din Ardeal. Iar Ion Buzdugan a terminat trist de tot, știu eu, într-o mascându-se, ascunzându-se sub niște haine cernite de călugăr, cu barbă și cu mustăți și cu, știu eu, o ținută nu prea corespunzătoare pentru valoare imensă ce a avut-o, contribuția care a făcut-o, a avut-o la realizarea Unirii și a scăpat de gheara de pușcărie și a trăit pe aici, pe acolo, chiar și cerșind pe la mănăstiri. Iată care a fost soarta celor mai bravi oameni ai neamului românesc. Oare acum nu se vor găsi unii ca să constituie din nou o echipă, o generație care să facă, să realizeze ceea ce au făcut acei dinaintea noastră? Eu vă mulțumesc și mă scuzați că m-am cam întins. Și noi vă mulțumim. Dragi elevi, stimați invitați, vă mulțumesc pentru că ați participat astăzi la evenimentul organizat de Biblioteca Rosetti, Primăria Municipiului Ionești și Muzeul de Istorie. Sper că veți pleca cu
noi cunoștințe sau măcar, nu știu, cu un sentiment de patriotism. Nu uitați, mâine pe 27 martie sărbătorim un miracol care s-a și înfăptuit de altfel, unirea Basarabiei cu România. Mulțumesc încă o dată și invitațiilor pentru că au acceptat să vină astăzi. Cum știți, au programe foarte încărcate, dar faptul că au venit și au vorbit aproape două ore aici este foarte important și ne bucurăm că am trăit cu toții astăzi la Onești, la Rosetti, acest moment. Vă doresc o zi frumoasă, mulțumesc de asemenea și colaboratorilor mei, Mirela Năstase și Alina Savei, pentru implicarea în eveniment și doamnei profesoare Volber încă o dată, și vă doresc o zi frumoasă și un weekend liniștit. Vă mulțumim!